Mare a fost bucuria celor prezenți când cei mici au interpretat impecabil arii din sonate de Mozart sau Beethoven, compozitori nu tocmai accesibili unor talente în formare. Dincolo de emoțiile inerente oricărei reprezentații, bucuria oferită celor dragi după fiecare interpretare a fost nemărginită. Este o bucurie pentru noi faptul că am sărbătorit Ziua Femeii înainte de 8 martie, pentru că elevii noștri sunt foarte nerăbdători să le cânte părinților piesele pe care le-au studiat și și-au însușit repertoriile cele mai variate pentru a încânta pe mame. După cum ați văzut, avem elevi care au cântat la pian, la vioară, la oboi, la clarinet, deci o paletă variată de instrumente. Un alt cadou pe care micuții l-au făcut atât părinților cât și profesorilor a fost participarea lor în perioada 24-26 februarie la concursul național de interpretare instrumentală și arte vizuale Margareta Sterian. De la acest concurs desfășurat la Buzău, cei mici s-au întors cu două aprecieri din partea juriului. Premiul întâi la secțiunea oboi câștigat de Oana Maria Benu și o mențiune pentru pian adjudecată de Carina Maria Țepurlui.